care trimite în Camera Senatului în România și mulțumim poporul român pentru toate ajutoarele pe care ni le-au dat. Vor fi motorină pentru agricultori, vaccini, renovarea grădinițelor, ambulanțe, elicoptere smurt, burse pentru studenți, microbuze pentru elevi. Sunteți de acord să ne mulțumim? Ne mulțumim, da. Și a doua parte a scrisorii este o petiție, unde petiționa România pentru pregătirea reunificării, pe baza modelului german. În Germania de vest, înainte să se reunifice cu cea de est, ei acordau o cetățenie prin Constituție. La fel și noi dorim ca România să ne acorde cetățenie prin Constituție în România, nu cum acum în Zed-o Bândire. Ca eliberarea actelor românești să fie în 10 zile, nu cum acum 3-4 ani, chiar și mai mult unii ăștia. Asta durere o am și eu, că am copii tineri și au copii și n-au și întreține. Dar ca să facă documente, asta costă bani mult. Dar ei și unde să lucrez? Corect. Locuri de muncă nu sunt suficiente. La fel și despre pensii și pensii minimă română. Dar pensii ucrăinesc. Noi cerem din România 3500 de lei pentru toți basarabieni. Asta e pensia minimă pe care noi putem să o cerem. La ei sunt pensii salarii 3-4 ori mai mari ca la noi. La fel și alocații sociale la nivel român pentru copii 1800, invalid 2100 și 1600 lei. Ați fi de acord cu asta de primări? De mulțumit, ar trebui sau nu? Care? Da. Dar cum credeți, dacă noi toți basarabieni vom putea obține o cetățenie română automat, cum avem pe această moldovenească, să avem pe cea română, ar fi o idee bună sau nu? Ideea e foarte bună, eu 3 ani de zile nu pot ca asta. Dar noi dorim să fie automat, să nu așteptăm 3 ani de zile, să demonstrăm că străbunica mea a făcut tot timpul României și pe lângă asta cerem pentru bătrâni pensia minimă să fie cea română, 3500 lei, zi din partea României. Cu aceasta suntem de acord sau nu? De asta tare mulțumit sunt și noi, nu? Te cere și să faci, eu cred că să faci pentru popor, să faci pentru mine. Omul cel care muncit pe viața lui, el trebuie să fie stimat în bătrânesc. Da, nu 500 de lei cu 1000 de lei? Da. Dumneavoastră, ce părere ați avea dacă am mulțumit la aceste ajutoare? Spre bun. O părere bună. Da, cum? În această scrisoare vrem să mulțumim poporul român pentru faptul că ne ajută. Pentru renovarea de grădinițe. Dacă și ne ajută poporul român. Vă explic. În ultimii 10 ani, România a reparat la noi, Republica Moldova, peste 1000 de grădinițe. Au fost donate de către România peste 300 de microbuze școlare. Nu e dat și nu știți că nici nu vreau să aud. Și prin această scrisoare vrem să mulțumim poporul român pentru faptul că ne ajută. Da, nu, nici să-i aud încă.